toate ființele, toate spiritele care sunteți aici, vă salut cu lumină și dacă ați venit în numele Sfintei Treimi, vă rog să rămâneți. Dacă nu, puteți să mergeți în drumul vostru. Locul vostru nu este aici. Iar dacă nu veți merge, știți ce vă așteaptă. Dacă ați spus acest lucru, cu blândețe, cu încredere, dintr-o dată se face gol. Ai senzația că e un spațiu gol. Și apoi o lumină din tine începe să se dezvoltă. Și când lumina aceasta se dezvoltă, este acea invitație pe care o trimit către toate ființele de lumină din univers. Și când ele vin, la început vor vrea să te cunoască. Și următorul pas, pasul 3, este să devii o ființă plăcută, să devii o ființă interesantă pentru ele. Iar ele să-ți dorească să stea în prezența ta. Nu peste mult timp vei ajunge la pasul 4. Iar acesta este a lăsa lumina să lăsluiască în tine. Este o lumină aurie care pătrunde în sufletul tău, care o să locuiască în organele tale. Și cu timpul, conștiința și conștiința vor fi ajuns la un asemenea nivel încât într-o bună zi această lumină va pleca și Duhul Sfânt va veni în tine. Sunt un om cu o formație științifică în pedagogie, sociologie, psihologie, medicină generală, medicină energo-informațională și medicină orientală. Nu sunt un visător. Tot ceea ce vă spun sunt lucruri reale. Uneori vedeți o persoană și vedeți cum viața îi aduce multe încercări. Și vedeți că acel om continuă drumul. Continuă drumul, răspândește lumina, încurajează oamenii și te întreb, Doamne, dar cum poate să facă lucrul ăsta? Acel om este ca un templu în care mereu și mereu invită lumina. Acel om a înțeles că nu vii pentru nimeni pe pământul acesta decât pentru Dumnezeu. Adică noi nu putem exersa corpurile noastre subtile decât în acest laborator numit Mama Pământ. Deci, este esențial să faceți acești pași. Cineva întreabă, zice, eu când închid ochii, văd numai ființe întunecate și eu zic, e perfect. Tu vezi toate aceste lucruri care coexistă cu noi. Acum, pentru tine, trebuie să selectezi aceste ființe de lumină și să-ți ridici vibrația. Și acum vine întrebarea, cum vă ridicați vibrația? Primul pas, alegeți-vă un înalt ideal. Un ideal greu de atins. Al doilea pas, revedeți viața voastră. Poate în viața voastră ați avut proiecte care au fost cumva intrate în adormire, care nu s-au finalizat, care sunt, de fapt,
părți în sufletul dumneavoastră și cumva vreți să eliberați acea parte a sufletului. Și atunci ai nevoie să revii la acel proiect și cu mintea de acum să poți rezolva lucruri pe care nu le-ai putut rezolva acum 15-20 de ani, poate mai mult, poate mai puțin. Deci, ideea esențială. Vrem să facem pace cu noi. Noi vrem să ne împăcăm cu noi. Pentru că, dacă este să traduci cuvântul fericire, este cu totul altceva față de ceea ce căutăm noi. Când noi ne naștem, credem că fericirea este iubirea. Iubirea mamei, iubirea tatălui, iubirea familiei. Până la 20-25 de ani, cauți ca iubirea să-ți rezolve problemele și să-ți dea fericire. Atâta timp cât crezi că un lucru care vine în viața ta te va face fericit, încă mai ai de mers.